Victor Hugo, Mizerabili, volumul 1, partea a doua, Cosette, cartea a cincea, La vânătoare cumplită, haita tăcută, capitolul 6, începutul unei enigme. Jean Valjean se afla într-un fel de grădină foarte întinsă, de o formă neobișnuită, într-una din acele grădini triste, făcute parcă să fie privită iarna și noaptea. Grădina asta, de formă lunguiață, avea o alee de plopi înalți în fund, arbori destul de stufoși prin colțuri și un spațiu gol în mijloc, unde se afla un singur copac foarte mare, apoi vreo câțiva, răsuciți și zbârliți ca niște mărăcini mari, răzoare cu legume, straturi cu pepeni, ale căror clopote de sticlă străluceau sub lună, și un puț părăginit. Se găseau aici colo bănci de piatră acoperite cu mușc negru. Aleile erau drepte și mărginite cu arbuști mici și întunecați. Jumătate din alei erau năpădite de iarbă, iar un putregai verzui acoperea restul. Jean Valjean avea lângă el clădirea de pe al cărei acoperiș coborâse, o grămadă de surcele și în spatele surcelelor stătea lipită de perete o statuie de piatră, al cărei chip mutilat nu mai era decât o mască fără formă, ce apărea neclar în întuneric. Clădirea era un fel de ruină în care se puteau deosebi odăi dărâmate, dintre care una plină ochi părea să fie folosită drept magazie. Clădirea cea mare din strada Droitmur, care făcea colț cu strada Picpus, avea două fațade în formă de triunghi ce dădeau spre grădină. Aceste fațade erau pe dinăuntru și mai tragice încă decât pe din afară. Toate ferestrele aveau gratii. Nu se zărea acolo nicio lumină. La etajele de sus se aflau streșini înaintate ca la închisori. Una dintre fațadele astea își arunca umbra asupra celeilalte și o lăsa apoi să cadă peste grădină ca un lințoliu negru și nesfârșit. Nu se mai zărea vreo altă casă. Fundul grădinii se pierdea în ceață și în noapte. Cu toate astea, deosebea într-acolo nelămurit ziduri care se întretăiau, ca și cum ar fi fost și alte grădini dincolo, precum și acoperișurile joase de pe strada Polonso. Nu se poate închipui un loc mai sălbatic și mai singuratic decât grădina aceea. Era pustie, ceea ce nu era ușor de înțeles din pricina orei, dar locul nu părea făcut pentru ca să treacă cineva pe acolo, fie și la amiază. Prima grijă a lui Jean Valjean fusese să-și găsească ghetele și să le încalțe, iar apoi să intre cu Cosette în magazie. Cel care evadează nu se socotește niciodată îndeajuns de ascuns. Fetița, care se gândea mereu la doamna Thénardier, îi împărtășea instinctul de a se adăposti cât mai bine cu putință. Cosette tremura și se strângea lângă el. Se auzea tropotul zgomotos al patrulei care scotocea fundătura și strada. Se auzea cum puștile se loveau de pietre, ordinele pe care Javert le dădea agenților puște el, precum și sudălmile lui, amestecate cu vorbe care nu se înțelegeau deloc. După un sfert de ceas, învălmășeala aceea furtunoasă începu să se depărteze. Jean Valjean nici nu mai răsufla. Pusese mâna ușor pe mâna Cosetei. De altfel, singurătatea în care se afla era atât de neașteptat de liniștită, încât gălăgia aceea îngrozitoare, atât de violentă și atât de apropiată, nu o tulburase câtuși de puțin. Parcă zidurile acelea ar fi fost ridicate cu pietrele surde despre care vorbește Scriptura. Deodată, în mijlocul acelei liniști, se ridică un nou zgomot. Un zgomot ceresc, divin, blând, pe atât de fermecător pe cât fusese celălalt de groaznic. Era un imn care ieșea din beznă, o minune de rugă și armonie în tăcerea întunecată și înfricoșătoare a nopții, voci de femei, dar voci alcătuite totodată de glasuri neprihănite de fecioare și din glasuri nevinovate de copii, voci de dincolo de lume, care seamănă cu acelea pe care nou-născuții le mai aud încă și cei ce trag să moară încep să le audă. Cântecul acesta venea din clădirea întunecată care domina grădina. În clipa în care larma demonilor se îndepărta, s-ar fi spus că un cor de îngeri se apropia în umbră.
Cosette și Jean Valjean căzură în genunchi. Nu știau ce era, nu știau unde se găseau, dar simțeau amândoi, bărbatul și copilul, pocăitul și cel nevinovat, că trebuiau să îngenunche. Vocile acelea erau și mai ciudate, pentru că nu împiedicau clădirea de a părea goală. Era ca un cântec supranatural într-o casă nelocuită. Pe când vocile acelea cântau, Jean Valjean nu se mai gândea la nimic. Nu mai vedea noaptea, vedea un cer albastru. I se părea că simte cum i se deschid acele aripi pe care le avem cu toții înăuntrul nostru. Cântecul se stinse. Poate că ținuse multă vreme. Jean Valjean n-ar fi putut-o spune. Ceasurile de extaz nu țin niciodată mai mult decât o clipă. Totul se scufundase din nou în tăcere, nimic nu se mai auzea în stradă, nimic în grădină. Se topise atât ceea ce amenința, cât și ceea ce liniștea. Pe creasta zidului, vântul bătea în cele câteva buruieni uscate, făcând un zgomot ușor și lugubru.